Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit în bucătăria mea, Elena Cuisi. Astăzi vom pregăti ardei umpluți cu varză pentru iarnă. Ingredientele pentru această rețetă sunt ardei gras, pe care eu l-am spălat și l-am curățat, varză, varză roșie, conopidă, mărar, frunze de țelină, morcovi. Dacă ești pentru prima dată pe canalul meu de YouTube și dacă îți place ceea ce vezi, nu uita să te abonezi, nu uita să activezi clopoțelul pentru a primi toate notificările de la mine. Sper să te văd data viitoare pe canalul meu. Mulțumesc! Frunze de dafin, hrean, sare, zahăr, oțet, usturoi și piper. Haideți să începem prima dată prin a toca varza albă. Mai întâi o tai pe jumătate. Și fiecare jumătate o voi împărți în două. Tăiem varza fideluță. După ce am terminat de tocat varza albă, voi continua cu cea roșie. La fel voi proceda. Continuăm cu morcovul, care îl vom da pe răzătoare. Tăiem rundele și hreanul. Desfacem și conopida. O tăiem pe margine. Buchețelele se vor desprinde foarte frumos. Dragii mei, după ce am terminat de tocat toate legumele, am să pun 3 linguri de sare peste. Și amestecăm toate legumele. Ca să putem să combinăm foarte bine sarea cu morcovul, cu varza roșie și cu cea albă. Uitați ce culori frumoase avem! Dragii mei, și acum urmează partea cea mai frumoasă pe care o iubesc. Haideți să umplem ardeii. Presăm varza foarte bine înăuntru. Pentru că ea se va lăsa. Și atunci ardeii vor rămâne pe jumătate goi. Ia uitați, dragilor! Dragii mei, și la fel am să continui până când am să termin de umplut toți ardei. Și ultimul ardei, dragii mei, și cu acesta am terminat de umplut toți ardei. Dragii mei, aici am un borcan de 8 litri. La baza borcanului am să pun mărar.
2-3 căței de usturoi, câteva boabe de piper, frunze de țelină, făi de dafin, câteva bucățele de hrean, și acum așezăm frumos ardeii. Punem și câteva bucăți de conopidă. Venim din nou cu ardei. Dragii mei, și la fel am să continui până când am să termin toți ardeii. După ce am umplut borcanul cu ardei, punem mărar deasupra, presăm puțin, țelină, în felul acesta nu va da voie ca ardeii să se ridice la suprafață. Dragii mei, acum haideți să facem și saramura. Aici am un bol unde am să pun apa. Am să pun 2 litri și jumătate de apă, 125 ml oțet. La fiecare litru de apă am să pun o lingură rasă de sare. Două linguri și jumătate de zahăr. Amestecăm până când se dizolvă tot zahărul și sarea. Dragii mei, după cum știți, sarea nu trebuie să fie iodată, să fie neiodată. Acum punem saramura. Turnăm apa încet, să aibă timp să se așeze peste ardei. Am umplut borcanul cu saramură, voi pune capacul, am să-l închid, iar până mâine borcanul va rămâne la temperatura camerei. Mâine, din nou am să deschid borcanul și am să completez din nou cu saramură. După care se va putea pune borcanul la loc răcoros. Dragii mei, sperăm să vă placă această rețetă, cu speranța că dumneavoastră o veți încerca. Vă mulțumim că sunteți alături de noi, iar până la următoarea rețetă să ne auzim cu bine! La revedere!